Despre har. N-am adus în mănăstire decât păcatele mele și nu știu de ce Domnul mi-a dăruit, pe când eram încă tânăr începător, atât de mult har al Sfântului Duh, că sufletul și trupul meu erau pline de har și harul era ca la mucenici și trupul meu dorea să sufere pentru Hristos. Nu cerusem de la Domnul pe Duhul Sfânt, nici nu știam că este Duh Sfânt, cum vine și ce lucrează El în suflet, dar acum scriu cu bucurie despre aceasta. O, Duhule Sfânt, dragă-și tu sufletului! Nu e cu putință să te descriu, dar sufletul cunoaște venirea ta și tu dai pace minții și dulceață inimii. Domnul spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Aceasta o spune Domnul despre Duhul Sfânt, căci numai în Duhul Sfânt își găsește sufletul odihna desăvârșită. Fericiți suntem noi, creștini ortodoxi, pentru că mult ne iubește Domnul și ne dă harul Duhului Sfânt și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Dar ca să păstrăm harul, trebuie să iubim pe vrăjmași și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate întristările. Domnul a chemat la pocăință un suflet păcătos și acest suflet s-a întors spre Domnul și El l-a primit cu milostivire și i s-a arătat lui. Domnul e foarte milostiv, smerit și blând. După mulțimea bunătății lui, El nu și-a adus aminte de păcatele sufletului și sufletul l-a iubit până la capăt și se avânte spre El cum zboară pasărea din corivia ei strâmtă spre tufișurile înverzite. Sufletul acestui om a cunoscut pe Dumnezeu, un Dumnezeu milostiv, mărinimos și dulce, și l-a iubit până la sfârșit și după mulțimea dogorii iubirii i-a tras nesăturat spre El, pentru că harul Domnului e nesfârșit de dulce și El încălzește mintea, inima și tot trupul neputincios. Și dintr-o dată sufletul pierde acest har al Domnului și atunci el se gândește, trebuie să fi întristat pe stăpânul. Voi cere mila lui. Poate îmi va da de nou acest har, pentru că sufletul meu nu mai dorește nimic din această lume decât pe Domnul. Iubirea Domnului e atât de arzătoare, încât odată ce a gustat-o, sufletul nu mai dorește nimic altceva. Și dacă o pierde sau dacă harul slăbește, ce fel de rugăciuni nu va înălța atunci sufletul către Dumnezeu dorind să afle din nou harul lui? Astfel, cuviosul Serafim din Sarov a stat în genunchi pe o stâncă, zi și noapte, vreme de 3 ani de zile, rugând pe Dumnezeu să aibă milă de el, păcătosul, pentru că sufletul lui cunoscuse pe Domnul și gustase harul lui și l-a iubit până la sfârșit. Sufletul care a cunoscut pe Domnul i-a atras spre el de iubire. Și dogoarea acestei iubiri nu îngăduie să-l uite nici ziua, nici noaptea, nici măcar pentru o singură secundă. Iar dacă noi iubim atât de puțin pe Domnul și sufletul nostru năzuiește atât de arzător spre El, atunci cine va descrie plinătatea iubirii Maicii Domnului pentru Fiul și Dumnezeul ei? Spune-ne prea curat cum îl iubeai pe Fiul și Domnul tău și care au fost rugăciunile tale când Fiul tău s-a înălțat la cer. Nu putem înțelege aceasta. Domnul iubește sufletul fericit care păzește curăția sufletească și trupească și dă harul Duhului Sfânt. Și acest har leagă sufletul să iubească pe Dumnezeu atât încât din pricina dulceței Duhului Sfânt el nu se mai poate rupe de Dumnezeu și nesăturat năzuiește spre El, pentru că iubirea lui Dumnezeu nu are sfârșit. Deși cunosc un om pe care Domnul cel milostiv l-a cercetat cu harul său și dacă l-ar fi întrebat pe el Domnul, vrei să-ți dau un har mai mare? Sufletul care e neputincios în trup ar fi spus, Doamne, Tu vezi că dacă e mai mare, nu-l sufăr și mor. Omul nu poate să poarte plinătatea harului. Așa pe Tabor, ucenicii lui Hristos au căzut cu fața la pământ din pricina slavei
Domnului. În fiecare zi hrănim trupul nostru și respirăm aer ca el să trăiască. Dar pentru suflet avem nevoie de Domnul și de harul Duhului Sfânt, fără de care sufletul moare. Așa cum soarele încălzește și învie florile câmpului și ele se întorc spre el, așa și sufletul, care iubește pe Domnul, este atras spre el și își găsește fericirea în el și în marea lui bucurie vrea ca în toți oamenii să fie aceeași fericire. Domnul ne-a făcut ca să locuim veșnic în cer, împreună cu el în iubire. Slavă Domnului și milostivirii sale! El ne-a iubit atât de mult, încât ne-a dat pe Duhul Sfânt, care ne învață tot binele și ne dă puterea de a birui păcatul. După mulțimea milostivirii sale, Domnul ne dă harul și noi trebuie să-l păstrăm cu tărie ca să nu-l pierdem, fiindcă fără har omul e orb duhovnicește. Orb este cel ce adună comori în această lume. Aceasta înseamnă că sufletul lui nu cunoaște pe Duhul Sfânt, nu știe cât e de dulce și de aceea e înrobit pământului. Dar cine a cunoscut dulceața Duhului Sfânt, acela știe că ea întrece neasemănat toate și nu mai poate fi înrobit de nimic pe pământ. E înrobit numai de iubirea Domnului, își găsește odihna în Dumnezeu și se bucură și plânge pentru oameni că n-au cunoscut toți pe Domnul și este milă de ei. Când sufletul este în Duhul Sfânt, el este plin și nu numai tânjește după cele cerești, pentru că împărăția cerurilor este înăuntrul nostru, fiindcă Domnul a venit și s-a sălășluit întru noi. Dar dacă sufletul pierde harul, atunci el tânjește după cele cerești și cu lacrimi îl caută pe Domnul. Înainte de a fi atins de har, omul trăiește gândind că totul e bine și în bună rânduială în sufletul lui. Dar când harul îl cercetează și locuiește în el, atunci se vede pe sine cu totul altfel. Iar când harul îl părăsește din nou, numai atunci își dă seama în ce mare nenorocire se găsește. Un fiu de împărat a plecat departe la vânătoare și, pierzându-se în codrul des, nu s-a mai putut întoarce la palatul său. Multe lacrimi a vărsat căutând calea, dar nu a găsit-o. Pierdut în codrul sălbatic, el tângea după împăratul tatălui și după împărăteasa, maica lui, după frații și surorile lui. Cum să trăiască el, fiul de împărat, într-un codru sălbatic și des? Hohotea cu amar, gândindu-se la viața sa de altădată în palatul tatălui său și suspina cu putere după mama sa. Așa și mai mult încă, se întristează și tânjește sufletul atunci când pierde harul. Când prea frumosul Iosif a fost vândut rob egiptenilor de frații săi într-o țară străină îndepărtată, el plângea nemângâiat după tatăl său. Și când a văzut mormântul Rahilei, mama lui, a hohotit cu amar și a zis: "Mama mea, vezi oare că sunt dus în robie într-o țară îndepărtată?" Așa și mai mult încă se chinuie și tânjește sufletul care a pierdut harul Duhului Sfânt și a fost dus în robie de gândurile cele rele. Dar cine nu cunoaște harul, acela nici nu-l caută. Și așa lumea s-a lipit de pământ și oamenii nu știu că nimic de pe pământ nu poate înlocui dulceața Duhului Sfânt. Cocoșul de la țară trăiește într-o mică ogradă mulțumit cu soarta lui. Dar vulturul care zboară în înălțim și vede de sus depărtările azurii, cunoaște multe țări, a văzut păduri și câmpii, râuri și munți, mări și orașe. Dacă însă îi tai aripile și îl pui să trăiască împreună cu cocoșul în ograda de la țară, cât de mult îi vor lipsi cerul albastru și stâncile pustii. Așa și sufletul, când este părăsit de harul pe care l-a cunoscut, e nemângâiat în nimic și nu-și găsește odihna. Domnul nu ne-a lăsat orfani ca o mamă iubitoare care nu-și lasă orfani copiii, ci ne-a dat mângâietor pe Duhul Sfânt și el ne atrage nesetorat să iubim pe Dumnezeu și să tânjim după el,
și cu lacrimi îl caut ziua și noaptea. O, cât de rău este sufletului când pierde harul și îndrăznirea! Atunci în plânsul inimii strigă după Dumnezeu: când voi vedea iarăși pe Domnul și mă voi desfăta de pacea și iubirea Lui? De ce te tângui, suflete al meu, și verși lacrimi? Sau ai uitat ce a făcut Domnul pentru tine, cel vrednic de toată pedapsa? Nu, n-am uitat ce mare milă a revărsat asupra mea Domnul și mi-aduc aminte de dulceața harului Duhului Sfânt și cunosc iubirea Domnului și cât de dulce este ea sufletului și trupului. De ce lăcrimezi, suflete, dacă cunoști pe Stăpânul și negrăita Lui milostivire față de tine? Ce mai vrei de la Stăpânul care ți-a arătat o milă atât de mare? Sufletul meu vrea să nu mai piardă nici când harul Domnului, căci dulceața Lui atrage sufletul meu să iubească neîncetat pe ziditorul Lui. Când harul se împuținează în suflet, atunci el cere iarăși de la Domnul mila pe care a cunoscut-o. Atunci sufletul se frământă pentru că îl chinuie gândurile rele și caută ocrotire la Domnul, ziditorul său, și îl roagă să-i dea duh smerit ca harul să nu mai părăsească sufletul, ci să-i dea puterea de a iubi neîncetat pe Tatăl său cel ceresc. Domnul își retrage adeseori harul Lui de la suflet și prin aceasta povățuiește cu milostivire și înțelepciune sufletul, pentru care în mari chinuri și-a întins brațele pe cruce ca el să fie smerit. El lasă sufletul să-și arate alegerea liberă în lupta cu vrăjmașii noștri, dar prin el însuși sufletul e lipsit de putere pentru a-i birui și de aceea sufletul meu e trist și tânjește după Domnul și îl caută cu lacrimi. Doamne, Tu vezi cât de neputincios e sufletul meu fără harul Tău și că nu are nicăieri odihnă. Tu, dulceața noastră, Tatăl nostru cel ceresc, dă-ne puterea de a Te iubi, dă-ne frica Ta sfântă, așa cum tremură și Te iubesc heruvimii. Tu, lumina noastră, luminează sufletul ca el să Te iubească nesăturat. Tu retragi harul Tău de la mine, pentru că sufletul meu nu rămâne totdeauna în smerenie. Dar Tu vezi cât sunt de trist și cum Te rog, dă-mi mie smeritul, Duh Sfânt. Prin el însuși omul este lipsit de puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu. De aceea s-a zis: cereți și vi se va da. Dacă nu cerem, ne chinuim pe noi înșine și ne lipsim de harul Duhului Sfânt. Fără har însă, sufletul se tulbură mult, pentru că nu înțelege voia lui Dumnezeu. Pentru a avea harul, omul trebuie să fie înfrânat în toate, în mișcări, în cuvinte, în priviri, în gânduri, în hrană. Și oricui se înfrânează, îi vine în ajutor învățătura din cuvântul lui Dumnezeu, care spune: nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Cuvioasa Maria Egipteanca a luat de la Sfântul Zosima numai puține linte cu degetul și a zis: îmi e de ajuns aceasta cu harul lui Dumnezeu. Trebuie să te obișnuiești să mănânci cât mai puțin cu putință, dar aceasta cu judecată, atât cât îți îngăduie munca ta. Măsura înfrânării trebuie să fie aceea ca după masă să dorim să ne rugăm. Domnul ne iubește mai mult decât iubește o mamă pe copiii ei și ne dă în dar harul Duhului Sfânt, dar noi trebuie să-L păzim cu tărie, pentru că nu e nenorocirea mai mare decât faptul de a-L pierde. Când sufletul pierde harul, el se mâhnește tare și se gândește: trebuie că L-am întristat pe Stăpânul. În aceste minute de întristare, sufletul e ca și cum a căzut din cer pe pământ și vede toate întristările de pe pământ. Ah, cum roagă atunci sufletul pe Domnul să-i dea din nou harul său! Această tânjire după Dumnezeu nu poate fi descrisă. Sufletul care a gustat dulceața Duhului Sfânt nu poate uita. El însetează ziua și noaptea și se avântă nesăturat spre Dumnezeu. Cineva descrie dogoarea iubirii sale pentru Dumnezeu, pe care sufletul l-a cunoscut ca părintele său ceresc. Sufletul,
nu va avea niciun minut de răgaz pe pământ până când Domnul nu-i va da harul său. Sufletul care a pierdut harul tânjește după stăpânul și plânge ca Adam după izgonirea din rai, și nimeni nu-l poate mângâia atunci afară de Dumnezeu. Lacrimile lui Adam erau mari și ele udau ca niște părăiașe fața, pieptul și pământul de sub picioarele lui, și suspinile lui erau adânci și puternice ca foalele unei fierării. Doamne, Doamne, se tânguia el, ridică-mă iarăși în rai. Sufletul lui Adam era desăvârșit în iubirea lui Dumnezeu și cunoștea toată dulceața raiului, dar era încă lipsit de experiență. De aceea el n-a depărtat ispita Evei, cum a depărtat ispita soției sale mult încercatul Iov. Ce vrei tu, suflete al meu, și pentru ce te întristești și vergi lacrimi? Sunt întristat pe stăpânul, că e atât de multă vreme de când nu l-am văzut și nimeni nu mângâie plânsul meu după el. El mi-a dat să cunosc mila lui și aș vrea ca el să rămână totdeauna întru mine. Când nu l-a văzut de multă vreme, mama plânge după fiul iubit și spune, unde ești tu, copilul meu prea iubit? Dar iubirea de mamă nu e nimic față de iubirea lui Dumnezeu, atât de mare și de nesăturată este. Când sufletul este plin de iubirea lui Dumnezeu, atunci de bucuria măsurată se întristează și se roagă cu lacrimi pentru toată lumea, ca toți oamenii să cunoască pe stăpânul și tatăl lor ceresc, și nu cunoaște odihnă și nici nu vrea odihnă câte vreme nu se desfată toți de harul iubirii lui. Sufletul meu tânjește după tine și nu te poate găsi. Tu vezi, Doamne, cât de atras este el și plânge căutând harul tău. A fost voia ta să mi-l dai și tot voia ta a fost să-l iei de la mine. Când nu-l cunoșteam, nu-l puteam cere așa. Și cum puteam cere ceea ce nu cunoșteam? Dar mă rog ție și îl cer, pentru că sufletul meu te-a cunoscut și s-a îndulcit de Duhul tău cel sfânt și te-a iubit pe tine, ziditorul lui. Tu ai dat harul tău sfinților tăi și ei te-au iubit până la capăt și au disprețuit cele lumești, pentru că dulceața iubirii tale nu mai lasă loc pentru a iubi pământul și frumusețea acestei lumi, pentru că ele nu sunt nimic față de harul tău. O, cât de neputincios e sufletul meu și n-are putere să zboare spre Domnul și să stea înaintea lui cu smerenie și să plângă ziua și noaptea. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu, ziditorul și tatăl său ceresc, nu mai poate avea odihnă pe pământ. Și sufletul se gândește, când mă voi arăta Domnului, mă voi ruga milostivirii lui pentru tot neamul cel creștinesc. Dar în același timp se gândește, când voi vedea fața lui iubită, de bucurie nu voi putea spune nimic, pentru că de multă iubire omul nu poate grăi nimic. Și iarăși se gândește, mă voi ruga pentru întreg neamul omenesc, ca toți oamenii să se întoarcă la Domnul și să-și afle odihna întru el, pentru că iubirea lui Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască. Păstrați harul lui Dumnezeu. Cu el viața e ușoară. Totul se lucrează bine după Dumnezeu. Totul e plin de dragoste și bucurie. Sufletul are odihnă în Dumnezeu și merge ca printr-o grădină minunată în care trăiește Domnul și Maica Domnului. Lipsit de har, omul nu e decât pământ păcătos. Dar cu harul lui Dumnezeu, omul se aseamănă după minte îngerilor. Îngerii slujesc lui Dumnezeu și îl iubesc prin mintea lor. Tot așa și omul e după minte ca un înger. Fericiți cei care ziua și noaptea se îngrijesc să placă Domnului, ca să se facă vrednici de iubirea lui. Ei cunosc prin experiență și simt harul Duhului Sfânt. Harul nu vine așa încât sufletul să nu-l cunoască, și când pierde harul, sufletul tânjește cu putere după el și îl caută cu lacrimi. Dacă niște părinți și-ar pierde copilul prea iubit, cum l-ar mai căuta peste tot ca să-l găsească? Dar sufletul care iubește pe Dumnezeu
îl caută pe Domnul cu mult mai multă neliniște și putere, așa încât nu-și poate aduce aminte nici de părinți, nici de cei dragi. Slavă Domnului că ne-a dat să înțelegem venirea Harului și ne învață să cunoaștem pentru ce vine Harul și pentru ce se pierde. Sufletul celui ce păzește toate poruncele va simți întotdeauna Harul, chiar dacă e puțin. Dar el se pierde ușor pentru slava deșartă, pentru un singur gând de mândrie. Putem să postim mult, să ne rugăm mult, să facem mult bine, dar dacă pentru aceasta vom cădea în slavă deșartă, vom fi asemenea unui chimval care răsună, dar înăuntru e gol. Slava deșartă face sufletul gol pe dinăuntru și e nevoie de multă experiență și de o îndelungată luptă pentru a o birui. În mănăstire am cunoscut din experiențe și din scripturi vătămarea slavei deșarte. Și acum, ziua și noaptea cer de la Domnul smerenia lui Hristos. Aceasta e o știință mare și neîncetată. Războiul nostru e și crud și greu și totodată simplu. Dacă sufletul iubește smerenia, el sfărâmă toate cursele vrăjmașilor noștri și ia toate întăriturile lor. În lupta noastră duhovnicească trebuie să ne uităm de asemenea cu grijă să nu ne lipsească munițiile și proviziile. Munițiile sunt această smerenie a noastră, iar proviziile sunt harul dumnezeiesc. Dacă le pierdem, dușmanii ne biruiesc. Războiul e crâncen, dar numai pentru cei mândri. Pentru cei smeriți, dimpotrivă, el este ușor. Pentru că ei îl iubesc pe Domnul, iar el le dă o armă puternică, harul Duhului Sfânt, de care vrăjmașii noștri se tem, fiindcă îi arde cu focul lui. Iată o cale scurtă și ușoară spre mântuire. Fii ascultător, înfrânat, nu osândi. Păzește-ți mintea și inima de gândurile cele rele și gândește că toți oamenii sunt buni și Domnul îi iubește. Pentru acest gând smerit, harul Duhului Sfânt va via întru tine și vei zice, milostiv este Domnul. Dar dacă osândești, murmuri și-ți place să-ți faci voia, atunci chiar dacă te rogi mult, sufletul tău sărăcește și spui, Domnul m-a uitat. Dar nu Domnul te-a uitat pe tine, ci tu ai uitat că trebuie să te smerești. Și pentru aceasta harul lui Dumnezeu nu viază în sufletul tău. El intră însă cu ușurință în sufletul smerit și îi dă pacea și odihna în Dumnezeu. Maica Domnului a fost mai smerită decât toți. Și de aceea o preamăresc cerul și pământul. Și oricine se smerește va fi preamărit de Dumnezeu și va vedea slava Domnului. Duhul Sfânt este dulce și plăcut pentru suflet și trup. El ne dă să cunoaștem iubirea lui Dumnezeu și iubirea aceasta este de la Duhul Sfânt. Lucru minunat! Prin Duhul Sfânt omul cunoaște pe Domnul, ziditorul lui, și fericiți cei ce slujesc lui, pentru că el a zis, acolo unde sunt eu, va fi și slujitorul meu și va vedea slava mea. Dacă încă aici pe pământ e așa, cu cât mai mult îl iubesc pe Domnul și slăvesc în Duhul Sfânt sfinții în ceruri și iubirea aceasta e de negrăit. Sufletul care a cunoscut pe Duhul Sfânt înțelege ce scriu. Pentru ce însă ne iubește atât de mult Domnul? Toți suntem păcătoși, iar lumea întreagă în rău zace, cum spune Ioan teologul. Pentru ce ne iubește, deci? Domnul însuși este numai iubire.
Așa cum soarele încălzește tot pământul, așa și harul Duhului Sfânt încălzește sufletul să iubească pe Domnul, iar el tânjește după el și îl caută cu lacrimi. Cum să nu te caut? Tu te-ai arătat în chip neînțeles sufletului meu și l-ai înrobit cu iubirea ta. Și harul Duhului Sfânt a desfătat sufletul meu și e cu neputință pentru el să-l uite. Cum să uităm pe Domnul când el este în noi? Apostolul a propovăduit noroadelor zicând, până când Hristos va lua chip întru voi. O, dacă ar cunoaște toată lumea pe Hristos și cât de mult ne iubește și cât de dulce e această iubire și cum toate puterile cerești se hrănesc din ea și cum toate viază prin Duhul Sfânt și cum este preamărit Domnul pentru pătimirile Lui și cum îl slăvesc toți sfinții. Și slava aceasta nu va avea sfârșit. Domnul se bucură de sufletul ce se pocăiește într-o smerenie și dă harul Duhului Sfânt. Știu cum un frate sub ascultare a primit pe Duhul Sfânt după 6 luni de mănăstire. Alții l-au primit după 10 ani, iar alții au trăit 40 de ani și chiar mai mult înainte de a cunoaște harul. Dar nimeni n-a putut ține acest har, pentru că nu suntem smeriți. Cuviosul Serafim avea 27 de ani când a văzut pe Domnul și sufletul său l-a îndrăgit într-atât pe Dumnezeu că s-a schimbat cu totul de la dulceața Duhului Sfânt. Mai târziu, înțelegând că acest har nu mai era cu el, s-a dus în pustie și a stat vreme de 3 ani pe o stâncă rugându-se, Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt se avântă spre el. Amintirea lui îl atrage cu putere și el uită lumea, iar când își aduce din nou aminte de lume, dorește fierbinte același har pentru toți și se roagă pentru întreaga lume. Duhul Sfânt însuși îl atrage să se roage ca toți oamenii să se pocăiască și să cunoască pe Dumnezeu cât de milostiv este. Să ne smerim, fraților, și Domnul ne va iubi. Că Domnul ne iubește, o știm după harul pe care Domnul îl dă sufletului. Când harul e în suflet, fie și numai puțin, atunci sufletul iubește pe Domnul și pe aproapele și are pace întru sine. Dar este o iubire încă și mai mare. Și atunci sufletul uită lumea întreagă. Fericit cel ce nu pierde harul lui Dumnezeu, ci se înalță din putere în putere. Eu însă am pierdut harul, dar Domnul a avut multă milă de mine și mi-a dat să gust un har încă și mai mare, după singură milostivirea sa. Neputincios este sufletul. Lipsiți de harul dumnezeiesc, suntem asemenea dobitoacelor. Dar prin har, omul e mare la Dumnezeu. Oamenii pun mare preț pe științele pământești sau pe cunoștința împăraților pământești și se bucură dacă sunt împreună cu ei. Dar lucrul cu adevărat mare e a cunoaște pe Domnul și voia sa. Din toate puterile voastre, fraților, smeriți sufletele voastre, ca Domnul să le iubească și să le dea mila sa. Dar el nu va rămâne în noi dacă noi vom iubi pe vrăjmași. Prin Duhul Sfânt, sufletul meu a cunoscut pe Domnul și de aceea mi-este ușor și plăcut să mă gândesc la el și la lucrurile lui Dumnezeu. Dar fără Duhul Sfânt, sufletul e mort, chiar dacă ar avea toată știința lumii. Dacă oamenii ar ști că există o știință duhovnicească, ar lepăda toate științele și tehnicile lor și ar vedea numai pe Domnul. Frumusețea lui înrobește sufletul și acesta este atras spre el. Dorește să fie veșnic împreună cu el și nu mai vrea nimic altceva. El se uită la toate împărățiile pământului ca la niște nori care trec pe cer.
Domnul a zis: Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Și voi în mine și eu în voi. Sufletul nostru simte că Domnul este în noi și de aceea nu-l poate uita nici măcar un minut. Ce milă! Domnul vrea ca noi să fim în El și în Tatăl. Dar ce am făcut pentru Tine, Doamne? Sau cu ce Ți-am plăcut? Ca Tu să vrei să fii în noi și noi să fim întru Tine. Prin păcatele noastre noi Te-am țintuit pe cruce și Tu vrei ca noi să fim cu Tine? Cât de mare e mila Ta și eu o văd revărsându-se peste mine. Sunt vrednic de iad și de toate chinurile, dar Tu mi-ai dat harul Duhului Sfânt. Iar dacă Tu mi-ai dat mie păcătosului să Te cunosc prin Duhul Sfânt, atunci Te rog, Doamne, de tuturor noroadelor să Te cunoască pe Tine. Despre voia lui Dumnezeu și libertate. Mare bine este să te predai voii lui Dumnezeu. Atunci în suflet este numai Domnul și nu alte gânduri, și el se roagă lui Dumnezeu cu minte curată și simte iubirea lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar chinui cu trupul. Când sufletul s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu, Domnul însuși începe să-l călăuzească și sufletul este învățat în chip nemijlocit de Dumnezeu, în vreme ce înainte era povățuit de învățători și de scripturi. Dar rare ori se întâmplă ca învățătorul sufletului să fie Domnul însuși prin harul Duhului Sfânt și puțini sunt cei ce cunosc aceasta, numai cei ce vețuiesc după voia lui Dumnezeu. Omul mândru nu vrea să vețuiască după voia lui Dumnezeu. Îi place să se conducă el însuși și nu înțelege că omul nu are destulă minte ca să se conducă pe sine însuși, fără Dumnezeu. Și eu, când trăiam în lume și nu cunoșteam încă pe Domnul și Duhul Său cel Sfânt, nu știam cât de mult ne iubește Domnul și mă încredeam în mintea mea proprie. Dar când prin Duhul Sfânt am cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci sufletul meu s-a predat lui Dumnezeu și de atunci primesc toate întristările care vin asupra mea și zic: Domnul se uită la mine, de ce să mă tem? Dar înainte nu puteam trăi așa. Pentru cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu, viața e mult mai ușoară. Pentru că și atunci când e în boală, în sărăcie și în prigoană, el gândește așa: așa i-a plăcut lui Dumnezeu, iar eu trebuie să îndur aceasta pentru păcatele mele. Iată că de mulți ani bolesc de dureri de cap, greu de îndurat, dar folositoare, pentru că prin boală sufletul se smerește. Sufletul meu vrea fierbinte să se roage și să facă priveghere, dar boala mă împiedică, fiindcă trupul bolnav are nevoie de liniște și odihnă. Și l-am rugat mult pe Domnul să mă vindece, dar el nu m-a ascultat. Înseamnă că lucrul nu mi-este de folos. Dar iată ce s-a întâmplat cu mine altădată, când Domnul m-a ascultat de grabă și m-a izbăvit. Într-o zi de praznic s-a dat la trapeză pește și mâncând am înghițit un os de pește care a rămas prins în piept. Am chemat pe Sfântul Mare Mucenic Pantelemon, cerându-i să mă vindece, pentru că nici doctorul nu putea scoate osul din piept. Și când am spus: vindecă-mă, am primit în suflet răspunsul: ieși din trapeză, respira adânc și osul va ieși cu sânge. Am făcut așa, am ieșit, am respirat adânc, am tușit și un os mare de pește a țâșnit afară cu sânge. Și am înțeles că dacă Domnul nu mă vindecă de durerile mele de cap, înseamnă că e de folos pentru sufletul meu să bolesc astfel. Lucrul cel mai prețios pe lume e să cunoaștem pe Dumnezeu și să înțelegem, măcar în parte, voia Lui. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu
trebuie să se predea întru toate voii lui Dumnezeu și să trăiască înaintea lui în frică și în iubire. În iubire, pentru că Domnul este iubire. În frică, pentru că trebuie să ne temem să nu întristăm pe Dumnezeu prin vreun gând rău. O, Doamne, fă ca prin puterea Harului Sfântului Duh să viețuim după Sfânta Ta voie. Când Harul e cu noi, mintea noastră e puternică. Dar când pierdem Harul, atunci vedem neputința noastră. Vedem că fără Dumnezeu nu putem nici măcar gândi ceva bun. Milostive Dumnezeule, Tu ești neputința noastră. Mă rog ție, dă-mi duc smerit, pentru că după milostivirea Ta, Tu dai sufletului smerit puterea de a viețui după voia Ta și descoperi toate tainele Tale, dându-i să cunoască cât de nesfârșit ne iubești. Cum știi dacă viețuiești după voia lui Dumnezeu? Iată un semn. Dacă te întristezi pentru un lucru oarecare, înseamnă că nu te-ai predat pe deplin voii lui Dumnezeu, chiar dacă ție ți se pare că viețuiești după voia Lui. Cine viețuiește după voia lui Dumnezeu, acela nu se îngrijește de nimic. Și dacă are nevoie de vreun lucru, se predă pe sine însuși și lucrul de care are nevoie lui Dumnezeu, și chiar dacă nu-l dobândește, rămâne la fel de liniștit, ca și cum l-ar avea. Sufletul care s-a predat voii lui Dumnezeu nu se teme de nimic, nici de furtună, nici de tâlhari, de nimic. Și orice i s-ar întâmpla, el spune, așa e plăcut lui Dumnezeu. Dacă e bolnav, gândește, înseamnă că am nevoie de boală, altfel Dumnezeu nu mi-ar fi trimis-o. Și așa se păstrează pacea în suflet și în trup. Cine își face griji pentru sine însuși, acela nu se poate preda pe sine voii lui Dumnezeu, astfel ca sufletul lui să aibă pace în Dumnezeu. Dar sufletul smerit se predă voii lui Dumnezeu și viețuiește înaintea lui cu frică și iubire. Cu frică, ca să nu întristeze cu nimic pe Dumnezeu, cu iubire, căci sufletul știe cât de mult ne iubește Domnul. Lucrul cel mai bun este să te predai voii lui Dumnezeu și să înduri întristările cu nădejde. Iar Domnul, văzând întristarea noastră, nu ne va da niciodată peste puterile noastre. Dar dacă întristările noastre ne par mari, aceasta înseamnă că nu ne-am predat încă voii lui Dumnezeu. Sufletul s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu întru toate și se odihnește în el, pentru că știe din experiență și din Sfânta Scriptură că mult ne iubește Domnul și veghează asupra sufletelor noastre, ca toate să se facă vii prin Harul Său în pace și iubire. Cine s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu, acela nu se întristează de nimic, chiar dacă ar fi bolnav, sărac și prigonit. Sufletul știe că Domnul poartă grijă de noi cu milostivire. De lucrurile Domnului dă mărturie Duhul Sfânt, pe care sufletul îl cunoaște. Dar cei mândri și neascultători nu vor să se predea voii lui Dumnezeu, fiindcă le place să-și facă voia lor, lucru atât de vătămător pentru suflet. Marele Pimen zicea, voia noastră este zid de aramă între noi și Dumnezeu și nu ne lasă să ne apropiem de El sau să vedem mila Lui. Întotdeauna trebuie să cerem de la Domnul pacea sufletului ca să împlinim mai ușor poruncile Domnului, fiindcă Domnul iubește pe cei ce se străduiesc să împlinească voia Lui și astfel ei află mare odihnă în Dumnezeu. Cel ce împlinește voia lui Dumnezeu e mulțumit de toate, chiar dacă e sărac, bolnav sau se chinuie, pentru că îl veselește Harul Domnului. Dar cel nemulțumit de soarta lui, care murmură pentru boala lui sau pentru cel care l-a supărat, acela e bine să știe că în el se află un duh de mândrie, care a luat de la el mulțumirea față de Dumnezeu. Chiar dacă e așa, nu te mâhni,
ci străduiește-te cu tărie să-ți pui nădejdea în Dumnezeu și cere de la El Duh smerit. Și atunci când vine la tine smeritul Duh al lui Dumnezeu, îl vei iubi și îți vei găsi odihnă, chiar de vei avea întristări. Sufletul care are smerenie își aduce aminte întotdeauna de Dumnezeu și gândește așa: Dumnezeu m-a făcut, a pătimit pentru mine, îmi iartă păcatele și mă mângâie, mă hrănește și poartă de grijă de mine. De ce să-mi fac atunci griji sau de ce să mă tem, chiar dacă m-ar amenința moarte? Domnul povățuiește orice suflet care se predă pe sine voii lui Dumnezeu, fiindcă El a zis: Cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi și tu mă vei preamări. Orice suflet tulburat de ceva trebuie să întrebe pe Domnul și Domnul îl va povățui. Și aceasta mai cu seamă în ceas de nenorocire și tulburare. De obicei însă trebuie discutat cu duhovnicul, fiindcă acest lucru înseamnă smerenie. Bun lucru e a ne învăța să viețuim după voia lui Dumnezeu. Atunci sufletul rămâne neîncetat în Dumnezeu și are mare odihnă. Și din această bucurie omul se roagă ca tot sufletul să cunoască pe Domnul, să cunoască cât de mult ne iubește și cu câtă bogăție ne dă Duhul Sfânt care veselește sufletul în Dumnezeu. Și atunci sufletul e în întregime drag, pentru că e în întregime al lui Dumnezeu. Domnul cel milostiv îl povățuiește pe om că trebuie să îndure întristările cu mulțumire. În toată viața mea n-am murmurat o singură dată pentru întristări, ci le-am primit pe toate din mâinile lui Dumnezeu ca pe un leac mântuitor și am mulțumit întotdeauna lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu mi-a dat să îndur cu ușurință toate întristările. Toți oamenii pe pământ îndură inevitabil întristări și, deși întristările pe care ni le trimite Domnul nu sunt mari, pentru oameni ele par de neîndurat și îi întristează. Și aceasta pentru că nu vor să-și smerească sufletul, nici să se predea voii lui Dumnezeu. Dar pe cei ce s-au predat voii lui Dumnezeu, Domnul însuși îi călăuzește cu harul său și ei îndură totul cu bărbăție pentru Dumnezeu, pe care îl iubesc și împreună cu care vor fi preamăriți în veci. Pe pământ nimeni nu poate scăpa de întristări, dar cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu le îndură cu ușurință. El vede întristările, dar nădăjduiește în Domnul și întristările trec. Când Maica Domnului stătea la picioarele crucii, întristarea ei era necuprins de mare, pentru că ea îl iubea pe fiul ei mai mult decât își poate închipui cineva. Și noi știm că cine iubește mult, acela și suferă mult. După firea omenească, Maica Domnului n-ar fi putut îndura întristarea, dar ea s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a întărit-o și i-a dat puterea de a îndura această întristare. Și mai apoi, după înălțarea Domnului, ea s-a făcut pentru tot poporul lui Dumnezeu mare mângâiere în întristări. Domnul a dat pe pământ pe Duhul Sfânt și cel în care acesta viază simte în el raiul. Vei zice, poate, de ce nu este și în mine un asemenea har? Pentru că nu te-ai predat voii lui Dumnezeu, ci trăiești după voia ta. Privește pe cel ce își iubește voia sa proprie. N-are niciodată pace în suflet și e mereu nemulțumit. Asta nu e așa, asta nu e bine. Dar cel ce s-a predat pe sine însuși în chip desăvârșit voii lui Dumnezeu, acela are rugăciunea curată în sufletul lui, iubește pe Domnul și toate ale lui sunt dragi și plăcute. Așa s-a predat lui Dumnezeu Preasfânta Fecioară. Iată roaba ta,
fie mie după cuvântul tău. Dacă am spune și noi așa, iată robii tăi, Doamne, fie nouă după cuvântul tău. Cele spuse de Domnul și scrise de Duhul Sfânt în Evanghelie ar rămâne în sufletele noastre și atunci lumea întreagă s-ar umple de iubirea lui Dumnezeu și cât de minunată ar fi viața pe întregul pământ. Dar deși cuvintele Domnului se aud de atâtea veacuri în întreaga lume, oamenii nu le înțeleg și nu vor să le primească. Dar cine trăiește după voia lui Dumnezeu, acela va fi preamărit în cer și pe pământ. Cine s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu, nu se preocupă numai de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu îl ajută să rămână întotdeauna în rugăciune. Chiar dacă lucrează sau vorbește, sufletul lui e preocupat de Dumnezeu, pentru că s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu și pentru aceasta Domnul îl are în purtarea sa de grijă. O tradiție spune că în drum spre Egipt, Sfânta Familie a întâlnit un tâlhar, dar acesta nu le-a făcut niciun rău, ci, văzând pruncul, a spus că dacă Dumnezeu s-ar întrupa, n-ar fi mai frumos decât pruncul acesta și i-a lăsat să meargă în pace. Lucru uimitor! Un tâlhar, care de obicei ca o fiară nu cruță pe nimeni, nu a necăjit, nici nu a supărat Sfânta Familie. La vederea pruncului și a blândei sale maici, sufletul tâlharului s-a înmuiat și a fost atins de harul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și cu fiarele sălbatice, care la vederea sfinților mucenici sau a bărbaților cuvioși se făceau blânde și nu le făceau rău. Chiar și demonii se tem de sufletul blând și smerit, care îi biruie prin ascultare și rugăciune. Alt lucru uimitor. Tâlharului i s-a făcut milă de domnul prunc, dar arhiereii și bătrânii l-au predat lui Pilat să-l răstignească. Și aceasta pentru că ei nu se rugau și nu cereau de la Domnul să-i povățuiască ce și cum să lucreze. Astfel, adeseori, ocârmuitorii și oamenii mari vor binele, dar nu știu unde este. Nu știu că este în Dumnezeu și că li se dă de la Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne povățuiască ce anume trebuie să facem. Și Domnul nu ne va lăsa să rătăcim. Adam n-a avut înțelepciunea să întrebe pe Domnul despre rodul pe care i l-a dat Eva. Și pentru aceasta a pierdut raiul. David n-a întrebat pe Domnul, este bine oare să iau pe femeia lui Urie? Și a căzut în păcatul uciderii și al preacurviei. Așa și toți sfinții care au păcătuit, au păcătuit pentru că n-au chemat pe Domnul să-i ajute și să-i povățuiască. Cuviosul Serafim din Șarov zicea, când vorbeam după mintea mea, se întâmpla să greșesc. Dar sunt și greșeli fără păcat care vin din nedesăvârșirea noastră. Le vedem chiar și la Maica Domnului. În Evanghelie se spune că atunci când a părăsit Ierusalimul împreună cu Iosif, ea credea că fiul ei mergea cu rudele sau cunoscuții și abia la capătul a trei zile de căutări l-au găsit în templu vorbind cu cărturarii. Astfel, numai Domnul știe toate. Noi însă, oricine am fi, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne povățuiască și să întrebăm pe Părintele Duhovnicesc ca să nu greșim. Duhul lui Dumnezeu povățuiește pe toți în chip deosebit. Unul se liniștește, viețuiește în isihie, în singurătate, în pustie, altul se roagă pentru oameni, altul e chemat să păstorească turma cuvântătoare a lui Hristos, altuia i s-a dat să propovăduiască sau să mângâie pe cei ce suferă, altul slujește pe aproapele din munca sau averea lui. Toate acestea sunt daruri ale Duhului Sfânt și toate sunt date în grade diferite. Unuia 30, altuia 60, altuia 100. Dacă ne-am iubi unii pe alții într-o simplitate a inimii,
Atunci Domnul ne-ar arăta prin Duhul Sfânt multe lucruri minunate și ne-ar descoperi mari taine. Dumnezeu, o iubire de care nu te poți sătura. Mintea mea s-a oprit în Dumnezeu și am încetat să scriu. Cât de limpede mi-este că Domnul ne conduce. Fără El n-am putea nici măcar gândi binele. De aceea trebuie să ne predăm cu smerenie voii lui Dumnezeu, fiindcă Domnul ne călăuzește. Toți ne chinuim pe pământ și căutăm libertatea. Dar puțini sunt cei ce știu în ce anume stă libertatea și unde se găsește ea. Și eu doresc libertatea și o caut zi și noapte. Am înțeles că ea este la Dumnezeu și e dată de Dumnezeu inimilor smerite care s-au pocăit și și-au tăiat voia proprie înaintea Lui. Celor ce se pocăiesc, Domnul le dă pacea Lui și libertatea de a-L iubi. Și nu e nimic mai bun pe lume decât a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. În aceasta își găsește sufletul odihna și bucuria. Noroade ale pământului, cad în genunchi înaintea voastră și vă rog cu lacrimi. Veniți la Hristos! Eu cunosc iubirea Lui pentru voi, o cunosc și de aceea strig întregului pământ. Dacă nu cunoști ceva, cum vei vorbi despre aceasta? Vei întreba, poate. Dar cum putem cunoaște pe Dumnezeu? Eu însă spun că vedem pe Domnul prin Duhul Sfânt și tu, dacă te smerești, atunci și ție Duhul Sfânt îți va arăta pe Domnul nostru și atunci și tu vei voi să strigi despre El întregului pământ. Sunt bătrân și aștept moartea și scriu adevărul din dragoste pentru norod, pentru care se întristează sufletul meu. Dacă aș putea ajuta fie și numai un singur suflet să se mântuiască, și pentru aceasta voi mulțumi lui Dumnezeu. Dar inima mea suferă pentru întreaga lume. Și mă rog și vărs lacrimi pentru întreaga lume, ca toți să se pocăiască și să cunoască pe Dumnezeu și să trăiască în iubire și să se desfete de libertate în Dumnezeu. Voi, toți oamenii de pe pământ, rugați-vă și plângeți pentru păcatele voastre, ca Domnul să vi le ierte. Unde este iertarea păcatelor, acolo e și o conștiință liberă și iubire, chiar dacă una mică. Domnul nu vrea moartea păcătosului, iar celui ce se pocăiește îi dă în dar harul Duhului Sfânt. El dă sufletului pacea și libertatea de a fi cu mintea și inima în Dumnezeu. Când Duhul Sfânt ne iartă păcatele, atunci sufletul primește libertatea de a se ruga lui Dumnezeu cu mintea curată. Atunci îl vede liber pe Dumnezeu și rămâne într-o el în odihnă și bucurie. Aceasta e adevărata libertate. Dar fără Dumnezeu nu poate fi libertate, pentru că vrăjmașii tulbură sufletul prin gândurile cele rele. Voi spune adevărul în fața lumii întregi. Sunt un ticălos înaintea lui Dumnezeu și aș fi deznădăjduit de mântuirea mea dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat harul Sfântului Său Duh. Și Duhul Sfânt m-a învățat și de aceea scriu despre Dumnezeu fără osteneală, pentru că El mă atrage să scriu. Mi-e milă și plâng și suspin pentru oameni. Mulți gândesc: am făcut multe păcate, am ucis, am zburdat, am siluit, am defăimat, am desfrânat și am făcut multe alte lucruri. Și de rușine nu vin la pocăință. Dar ei uită că înaintea lui Dumnezeu toate păcatele lor sunt ca o picătură de apă în mare. O, frații mei din tot pământul, căiți-vă până când mai e vreme. Dumnezeu așteaptă cu milostivire pocăința noastră și tot cerul, toți sfinții așteaptă această pocăință. Așa cum Dumnezeu este iubire, așa și Duhul Sfânt în sfinți e iubire. Cere iertare și Dumnezeu te va ierta.
și când vei primi iertarea păcatelor, atunci în sufletul tău va fi bucurie și veselie și harul Duhului Sfânt va intra în sufletul tău și vei zice, iată adevărata libertate, ea este în Dumnezeu și de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu desființează libertatea, ci o ajută numai să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Adam era în har, dar voia lui nu era desființată. La fel și îngerii rămân în Duhul Sfânt, dar voia lor liberă nu este desființată. Mulți oameni nu cunosc calea mântuirii, rătăcesc în întuneric și nu văd lumina adevărului. Dar el a fost, este și va fi, și pe toți îi cheamă cu milostivire la sine. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, cunoașteți-mă și eu vă voi da odihna și libertatea. Iată adevărata libertate, când suntem în Dumnezeu. Înainte însă nu știam aceasta. Până la 27 de ani credeam numai că Dumnezeu există, dar nu-L cunoșteam. Dar de când sufletul meu l-a cunoscut prin Duhul Sfânt, el se topește de dogoarea doririi lui și acum cu inima ferbinte îl caut ziua și noaptea. Domnul vrea ca noi să ne iubim unii pe alții. În aceasta stă libertatea, în iubirea de Dumnezeu și de aproapele. În aceasta e și libertatea și egalitatea. În rangurile pământești nu poate fi egalitate, dar acest lucru nu contează pentru suflet. Nu se poate ca fiecare să fie împărat sau prinț, nu se poate ca fiecare să fie patriarh sau egumen sau întâi stătător. Dar în orice rang e cu putință să iubești pe Dumnezeu și să fii bineplăcut lui. Și numai aceasta contează. Și cine iubește mai mult pe Dumnezeu pe pământ, acela va avea mai multă slavă în împărăție. Cine iubește mai mult, acela se avânte cu tărie spre Dumnezeu, acela va fi aproape de el. Fiecare va fi preamărit pe măsura iubirii lui. Și am înțeles că iubirea este felurită după tăria ei. Cineva se teme de Dumnezeu ca să nu-l supere cu ceva. Aceasta e întâia iubire. Cineva are mintea curată de gânduri. Aceasta e cea de-a doua iubire, mai mare decât prima. Cineva are în chip simțit harul în sufletul său. Aceasta e a treia iubire, încă mai mare. Cea de-a patra și desăvârșită iubire de Dumnezeu e atunci când cineva are harul Duhului Sfânt în suflet și în trup. Trupul unuia ca acesta se sfințește și după moarte se va preface în sfinte moaște. Așa a fost la marii sfinți mucenici, la proroci și la cuvioși. Cine a ajuns la această măsură rămâne neatins de iubirea trupească. El se poate culca liber cu o fată fără a încerca față de ea niciun fel de dorință. Iubirea lui Dumnezeu e mai puternică decât iubirea de fată spre care este atrasă toată lumea, afară de cel ce are harul lui Dumnezeu în deplinătate, pentru că dulceața Duhului Sfânt renaște omul întreg și îl învață să iubească pe Dumnezeu în deplinătate. Pentru deplinătatea iubirii dumnezeiești, sufletul rămâne neatins de lume. Chiar dacă omul trăiește pe pământ în mijlocul altora, din iubirea lui pentru Dumnezeu, el uită tot ce este în lume. Nenorocirea noastră stă în aceea că, din pricina mândriei minții noastre, nu stăruim în acest har și el părăsește sufletul. Și sufletul îl caută plângând și suspinând și zice, sufletul meu tânjește după Domnul. Despre pocăință. Sufletul meu te-a cunoscut, Doamne, și eu scriu despre mila ta norodului tău. Noroadelor, nu vă întristați că trăiți în osteneli. Luptați numai cu păcatul și cereți ajutor de la Dumnezeu, iar El vi-l va da, pentru că e milostiv și ne iubește. Noroadelor, cu lacrimi scriu aceste rânduri. Sufletul meu vrea ca voi să cunoașteți pe Domnul și să vedeți mila și slava Lui.
Am 72 de ani. Curând voi muri și scriu despre mila Domnului, pe care Domnul mi-a dat să o cunosc prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt m-a învățat să iubesc norodul. V-aș pune pe un munte înalt, care pe vârful lui să puteți vedea fața blândă și milostivă a Domnului și inimile voastre să salte de bucurie. Vă spun adevărul, nu știu nimic bun în mine însumi și în mine sunt multe păcate, dar Harul lui Sfânt mi-a șters mulțime de păcate și știu că celor ce luptă cu păcatul, Domnul le dă nu numai iertarea, dar și Harul Duhului Sfânt, care bucură sufletul și îi dă o pace dulce și adâncă. Doamne, Tu iubești zidirea Ta și cine poate înțelege iubirea Ta sau gustă dulceața ei, dacă nu o înveți Tu însuți prin Duhul Tău cel Sfânt? Te rog, Doamne, revarsă peste oameni harul Duhului Sfânt, ca ei să cunoască iubirea Ta. Încălzește inimile abătute ale oamenilor, ca ei să Te slăvească în bucurie, uitând întristările pământului. Mângâietorule bunule, cu lacrimi te rog, mângâie inimile întristate ale oamenilor. Dă noroadelor să audă dulcele Tău glas. Iertate sunt păcatele voastre. Da, Doamne, stă în puterea Ta să faci minuni și nu e minune mai mare decât a iubi pe păcătoși în căderea lor. Să iubești un sfânt e ușor, căci El este vrednic de ea. Da, Doamne, ascultă rugăciunea pământului. Toate noroadele sunt întristate, toate sunt abătute în păcat, toate sunt lipsite de harul Tău și trăiesc în întuneric. O noroadelor, să chemăm la Domnul tot pământul și auzită va fi rugăciunea noastră, pentru că Domnul se bucură de căința oamenilor și toate puterile cerești ne așteaptă ca și noi să ne bucurăm de dulceața iubirii lui Dumnezeu și să vedem frumusețea feței Lui. Când oamenii păzesc frica de Dumnezeu, atunci El este necios și desfătat lucru a trăi pe pământ. Dar acum norodul a ajuns să trăiască după voia și mintea Lui și a lăsat poruncile sfinte. El crede că își află bucuria pe pământ fără Domnul, neștiind că numai Domnul e bucuria noastră și numai în Domnul se veselește sufletul omului. El încălzește sufletul așa cum soarele încălzește florile câmpului și cum vântul le leagănă și le dă viață. Domnul ne-a dat toate ca noi să-L slăvim, dar lumea nu înțelege aceasta. Și cum ar putea înțelege ceea ce n-a văzut? Nici n-a gustat. Chiar eu, când eram în lume, credeam că aceasta e fericirea pe pământ, să fiu sănătos, frumos, bogat și iubit de ceilalți. Și mă mândream în deșert de aceasta. Dar când L-am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, atunci m-am deprins să privesc toată fericirea lumii ca un fum purtat de vânt. Însă harul Duhului Sfânt bucură și veselește sufletul. Iar El, într-o adâncă pace, vede pe Domnul și uită pământul. Doamne, întoarce oamenii Tăi spre Tine, ca toți să cunoască iubirea Ta și să vadă în Duhul Sfânt fața Ta blândă, ca toți să se desfăteze încă de pe pământ de această vedere și văzându-Te cum ești, să se facă asemenea Ție. Slavă Domnului că ne-a dat pocăința, iar prin pocăință noi toți ne mântuim, fără excepție. Nu se mântuiesc numai cei ce nu vor să se pocăiască, și în aceasta văd deznădejdea lor și plâng mult, fiindu-mi milă de ei. Ei nu cunosc prin Duhul Sfânt cât de mare e milostivirea lui Dumnezeu. Dar dacă fiecare suflet ar cunoaște pe Domnul și ar ști cât de mult ne iubește, atunci nimeni n-ar mai deznădăjdui și nici n-ar mai murmura vreodată. Orice suflet care și-a pierdut pacea trebuie să se pocăiască și Domnul îi va ierta păcatele. Iar atunci bucuria și pacea vor fi în suflet. Și nu e nevoie de alte mărturii, pentru că Duhul însuși de mărturie că păcatele au fost iertate. Iată un semn al iertării păcatelor. Dacă urăști păcatul, înseamnă că Domnul ți-a iertat păcatele. Ce mai așteptăm? Ca din înălțimea cerurilor să ne se cânte un cânt ceresc?
dar în cer totul viază prin Duhul Sfânt și pe pământ Domnul ne-a dat același Duh Sfânt. În bisericile lui Dumnezeu slujbele sunt săvârșite prin Duhul Sfânt. În pustii, în munți, în peșteri, toți nevoitorii lui Hristos viază prin Duhul Sfânt. Și dacă îl vom păstra, vom fi liberi de tot întunericul și viața veșnică va fi în sufletele noastre. Dacă toți oamenii s-ar pocăi și ar păzi poruncile lui Dumnezeu, atunci ar fi raiul pe pământ, fiindcă împărăția lui Dumnezeu este înăuntru nostru. Împărăția lui Dumnezeu e Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt în cer și pe pământ, același este. Celui ce se căiește, Domnul îi dă raiul și împărăția veșnică împreună cu el. După mulțimea milostivirii sale, el nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre, cum nu și-a adus aminte pe cruce de cele ale tâlharului răstignit împreună cu el. Mare e milostivirea ta, Doamne, și cine poate să-ți mulțumească cum se cuvine pentru că ne-ai dat pe pământ pe Duhul Sfânt? Mare e dreptatea ta, Doamne, tu ai făgăduit apostolilor tăi, nu vă voi lăsa orfani. Și acum noi trăim această milostivire și sufletul nostru simte că Domnul ne iubește. Iar cine nu simte, e bine ca acela să se pocăiască și să trăiască după voia lui Dumnezeu. Și atunci Domnul îi va da harul lui, care va călăuzi sufletul său. Dar dacă vezi un om care păcătuiește și nu ți-e milă de el, harul te părăsește. Ni s-a poruncit să iubim. Dar iubirii lui Hristos este milă de toți oamenii și Duhul Sfânt învață sufletul să împlinească poruncile lui Dumnezeu și dă puterea să facă binele. Duhul Sfânt nu ne lăsa. Când ești cu noi, sufletul simte prezența ta și își găsește fericirea în Dumnezeu, căci tu îi dai să iubească cu înflăcărare pe Dumnezeu. Atât de mult i-a iubit pe oameni Domnul, că i-a sfințit prin Duhul Sfânt și i-a făcut asemenea lui. Domnul e milostiv, iar Duhul Sfânt ne dă puterea de a fi milostivi. Fraților, să ne smerim și prin pocăință vom dobândi o inimă plină de milă și atunci vom vedea slava Domnului, care se face cunoscută sufletului și minții prin harul Duhului Sfânt. Cine se pocăiește cu adevărat e gata să sufere toate necazurile. Foame și golătate, frig și căldură, boală și sărăcie, dispreț și prigoană, nedreptate și defăimare, fiindcă sufletul se avântă spre Domnul și nu se mai grijește de cele pământești, ci se roagă lui Dumnezeu cu minte curată. Dar cel alipit de averi și de bani, acela nu va putea avea niciodată mintea curată în Dumnezeu, fiindcă în adâncul sufletului său șade grija ce se facă cu acești bani. Și dacă nu se pocăiește sincer și nu se va întrista pentru că l-a întristat pe Dumnezeu, va și muri în patimi, fără să fi cunoscut pe Dumnezeu. Când ți se ia ceea ce ai, dă tu acel lucru, pentru că iubirea dumnezeiască nu poate refuza nimic. Dar cine n-a cunoscut iubirea, acela nu poate fi milostiv, pentru că în sufletul lui nu e bucuria Duhului Sfânt. Dacă prin patimile lui Domnul cel milostiv ne-a dat pe pământ pe Duhul Sfânt de la Tatăl, ba ne-a dat însuși trupul și sângele lui, e limpede că el ne va da și toate cele de care avem nevoie. Să ne predăm voii lui Dumnezeu și atunci vom vedea purtarea de grijă, pronia lui Dumnezeu, și Domnul ne va da și ceea ce nu așteptăm. Dar cine nu se predă voii lui Dumnezeu, acela nu va putea vedea niciodată purtarea de grijă, pronia lui Dumnezeu față de noi. Să nu ne întristăm de pierderea averilor noastre. Acesta e un lucru neînsemnat. Tatăl meu după trup m-a învățat aceasta. Când se întâmpla o nenorocire în casă, el rămânea liniștit. După ce casa noastră a ars, oamenii spuneau: Ivan Petrovici ți-a ars gospodăria. Dar el răspundea: De Dumnezeu și mi-o voi pune pe picioare. Într-o zi mergeam la ogorul nostru și eu i-am spus: Uite, ne-au furat snopii de grâu. Dar el mi-a răspuns: Ei și, fiule, Domnul a făcut să rodească pentru noi bucate din destul, dar cine fură înseamnă că
are nevoie de ele. Mi s-a întâmplat să-i spun, dai mult de pomană, dar iată, acolo oamenii trăiesc mai bine decât noi și dau mai puțin. Iar el mi-a răspuns, lasă, fiule, Domnul ne va da ce ne trebuie. Și Domnul n-a înșelat nădejdea lui. Celui milostiv, Domnul îi iartă îndată păcatele. Omul milostiv nu-și aduce aminte de rău. Chiar dacă e ocărât sau i se ia ceea lui, el rămâne liniștit căci cunoaște milostivirea Domnului. Și de mila Domnului nimeni dintre oameni nu se poate lipsi, pentru că ea este sus, este la Dumnezeu. Toți oamenii feciorelnici și smeriți, ascultători și înfrânați și care se căiesc pentru păcatele lor, sunt înălțați la cer. Văd pe Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă și aud cântul heruvimilor și uite de pământ. Dar noi, pe pământ, suntem răscoliți ca praful pe care îl ridică vântul și mintea noastră se lepește de cele pământești. Neputincios este Duhul meu. Ca o candelă pâlpâitoare, el se stinge la cea mai mică suflare de vânt. Dar Duhul Sfinților ardea în flăcări ca rugul ce ardea și nu se mistuia, și ei nu se temeau de vânt. Cine-mi va da o asemenea dogoare, ca să nu cunosc odihnă de la dragostea lui Dumnezeu nici ziua, nici noaptea? Arzătoare e iubirea Domnului. Pentru ea sfinții au îndurat toate întristările și au dobândit puterea de a face minuni. Vindecau bolnavi, înviau morții, mergeau pe ape, erau ridicați în văzduh la vremea rugăciunii. Eu însă vreau să învăț doar smerenia și iubirea lui Hristos, ca să nu supăr pe nimeni, ci să mă rog pentru toți oamenii, ca pentru mine însumi. Vai mie, scriu despre iubirea lui Dumnezeu, dar eu însumi iubesc puțin pe Dumnezeu. Și de aceea plâng mult și mă întristez ca Adam când a fost izgonit din rai și suspin și strig, miluiește-mă, Dumnezeule, pe mine, zidirea ta căzută. De câte ori nu mi-ai dat harul tău și eu nu l-am păzit din pricina slavei deșarte din sufletul meu? Dar sufletul meu te cunoaște pe tine, ziditorul și Dumnezeul meu, și de aceea te caut suspinând. Așa cum suspina Iosif după tatăl său, Iacob, la mormântul maicii sale când a fost dus rob în Egipt. Te-am întristat cu păcatele mele și tu pleci de la mine, iar sufletul meu tânjește după tine. Duhule Sfânt, nu mă lăsa. Când tu pleci de la mine, gândurile rele se apropie de mine și sufletul meu tânjește după tine cu multe lacrimi. Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, tu vezi mâhnirea mea. Am întristat pe Domnul și El m-a părăsit, dar rog bunătatea ta, mântuiește-mă pe mine, făptura căzută a lui Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine, robul tău. Dacă gândești rău despre oameni, aceasta înseamnă că un duh rău viază în tine și îți însuflă gânduri rele împotriva oamenilor. Și dacă cineva nu se pocăiește și moare fără să fie iertat fratelui său, sufletul lui se va pogorâ acolo unde sălășluiește duhul rău care îi stăpânește sufletul. Asta e legea pentru noi. Dacă ierți, aceasta înseamnă că Domnul te-a iertat. Dar dacă nu ierți fratelui tău, înseamnă că păcatul tău rămâne cu tine. Domnul vrea ca noi să iubim pe aproapele. Și dacă tu gândești despre el că Domnul îl iubește, aceasta înseamnă că iubirea Domnului e cu tine. Și dacă crezi că Domnul iubește mult făptura sa și ți-e milă de întreaga zidire și iubești pe vrăjmașii tăi, iar pe tine însuți te socotești mai rău decât toți, aceasta înseamnă că e cu tine un mare har al Duhului Sfânt. Cine poartă în sine pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu mult, acela se întristează pentru toți oamenii ziua și noaptea. Și în inima lui îi este milă de orice zidire a lui Dumnezeu și mai cu seamă de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se împotrivesc lui și care pentru aceasta merg în focul chinurilor. El se roagă pentru ei ziua și noaptea, mai mult decât pentru sine însuși, ca toți să se pocăiască și să cunoască pe Domnul. Hristos
s-a rugat pentru cei ce-l răstigneau: Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac. Arhidiaconul Ștefan se ruga pentru cei ce-l omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași. Dacă nu ți-e milă de păcătosul care se va chinui în foc, aceasta înseamnă că nu este într-o tine harul Duhului Sfânt, ci în tine viază un duh rău. Și câtă vreme ești încă în viață, silește-te prin pocăință să te eliberezi de el. Despre cunoașterea lui Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit pe noi Tatăl, încât ne-a dat pe Fiul Său. Dar și Fiul însuși a fost aceasta și s-a întrupat și a viețuit cu noi pe pământ. Atât sfinții apostoli, cât și o mulțime de oameni au văzut pe Domnul în trup, dar nu toți l-au cunoscut ca pe Domnul. Dar mie, mult păcătosului, mi s-a dat să cunosc prin Duhul Sfânt că Iisus Hristos e Dumnezeu. Domnul îl iubește pe om și îi se arată cum el însuși vrea. Și când vede pe Domnul, sufletul se bucură cu smerenie de stăpânul cel milostiv și nu mai poate iubi nimic altceva cum iubește pe ziditorul său. Chiar dacă vede toate și iubește pe toți, dar mai mult decât orice, iubește pe Domnul. Sufletul cunoaște această iubire, dar nu o poate reda în cuvinte. Ea este cunoscută numai prin Duhul Sfânt pe care îl dă Domnul. Sufletul vede dintr-o dată pe Domnul și îl recunoaște. Cine putea descrie această bucurie și veselie? Domnul este recunoscut în Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt rămâne în omul întreg, în suflet, în minte și în trup. Așa este cunoscut Dumnezeu atât în cer cât și pe pământ. În nemărginita sa milostivire, Domnul mi-a dat acest har mie păcătosului și va da oamenilor să cunoască pe Dumnezeu și să se întoarcă la el. Scriu în numele milostivirii lui Dumnezeu. Da, acesta este adevărul. Martorul meu este însuși Domnul. Domnul ne iubește ca pe proprii săi copii. Și ne iubește mai mult decât iubește o mamă, căci o mamă își poate uita copilul. Dar Domnul nu ne uită niciodată. Și dacă Domnul însuși n-ar fi dat Duhul Sfânt poporului ortodox și marilor noștri păstori, n-am fi putut ști cât de mult ne iubește El. Slavă Domnului și marilui milostiviri, că unor oameni păcătoși El le dă harul Duhului Sfânt. Bogații și împărații nu cunosc pe Domnul, dar noi, niște monahi și păstoriți sărmani, îl cunoaștem pe Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru a cunoaște pe Domnul, n-avem nevoie nici de bogății, nici de învățătură, ci e nevoie să fim ascultători și înfrânați, să avem duh smerit și să-L iubim pe aproapele. Și Domnul va iubi un asemenea suflet și se va arăta pe sine însuși sufletului. Și-l va învăța iubirea și smerenia și va da tot ceea ce are nevoie pentru a-și găsi odihna în Dumnezeu. Oricât am învăța, e cu neputință să cunoaștem pe Domnul dacă nu vom viețui după poruncile Lui, pentru că nu prin știință, ci prin Duhul Sfânt se face cunoscut Domnul. Mulți filozofi și savanți au ajuns la credința că Dumnezeu există, dar nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și noi, monahii, învățăm ziua și noaptea legea Domnului, dar nu toți ajung să-L cunoască, chiar dacă cred în El. A crede că Dumnezeu există e un lucru, dar a-L cunoaște pe Dumnezeu e altceva. Iată o taină. Există suflete care au cunoscut pe Domnul. Există suflete care nu l-au cunoscut, dar cred în el,
Și în sfârșit, există oameni care nu numai că n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar care nici măcar nu cred în El. Și printre aceștia, din urmă, există mulți oameni învățați. La necredință se ajunge din mândrie. Omul mândru vrea să cunoască toate prin mintea sa și prin știința lui. Dar nu este dat să cunoască pe Dumnezeu, pentru că Domnul nu se descoperă decât sufletelor smerite. Sufletelor smerite Domnul le face cunoscute lucrurile sale, care sunt de neînțeles pentru mintea noastră, dar se descoperă prin Duhul Sfânt. Numai cu mintea omul nu poate cunoaște decât cele pământești și pe acestea numai în parte, dar Dumnezeu și toate cele cerești nu se cunosc decât prin Duhul Sfânt. Unii se ostenesc toată viața lor să cunoască ce este pe soare sau pe lună sau aiurea, dar aceasta nu e de folos pentru sufletul lor. Dar dacă ne vom strădui să cunoaștem ce este înăuntrul inimii omului, iată ce vom vedea. În sufletul unui sfânt, împărăția cerurilor, iar în sufletul unui păcătos, întuneric și chin. Și e de folos să știm aceasta, pentru că vom locui veșnic fie în împărăție, fie în chinuri. Cel leneș la rugăciune cercetează cu nesaț tot ce vede pe pământ și în cer, dar cum este Domnul nu știe și nici nu se străduiește să cunoască. Iar când aude învățătura despre Dumnezeu, el spune: cum e cu putința cunoaște pe Dumnezeu? Și tu de unde îl cunoști? Îți voi spune, Duhul Sfânt dă mărturie despre Dumnezeu. El îl cunoaște și ne învață și pe noi. Dar oare Duhul se vede? Apostolii l-au văzut pogorând în chip de limbi de foc, dar noi îl simțim în noi. Este mai dulce decât tot ce-i pământesc. Pe el l-au gustat prorocii și au vorbit norodului și norodul le dădea ascultare. Sfinții apostoli au primit pe Duhul Sfânt și au propovăduit oamenilor mântuirea netemându-se de nimic, fiindcă Duhul lui Dumnezeu îi întărea. Guvernatorului, care l-a amenințat cu răstignirea dacă va mai propovădui, apostolul Andrei i-a spus: dacă m-aș teme de cruce, n-aș mai propovădui-o. Așa și toți ceilalți apostoli, și apoi mucenicii, și mai apoi sfinții cuvioși, mergeau cu bucurie la chinuri și suferințe. Și toate acestea, pentru că Duhul Sfânt e bun și dulce, și El atrage sufletul să iubească pe Domnul, și din pricina dulceții Duhului Sfânt, sufletul nu se teme de suferințe. Mulți sfinți mucenici au cunoscut în suferințe pe Domnul și ajutorul Lui. Mulți monahi săvârșesc mari nevoințe și suferă aspre osteneli pentru Domnul. Și ei au cunoscut pe Domnul și se tem să nu fie biruiți în patimile lor și se roagă pentru întreaga lume și harul lui Dumnezeu îi învață să iubească pe vrăjmași, pentru că cine nu iubește pe vrăjmași nu poate să cunoască pe Domnul, care a murit pe cruce pentru vrăjmași. Ne-a dat pildă în El însuși și ne-a dat porunca de a iubi pe vrăjmași. Domnul este iubire și ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții și să iubim pe vrăjmași. Duhul Sfânt ne învață această iubire. Sufletul care n-a cunoscut pe Duhul Sfânt nu înțelege cum e cu putința a iubi pe vrăjmași și nu primește aceasta. Dar Domnul are milă de toți și cine vrea să fie cu Domnul, acela trebuie să iubească pe vrăjmași. Cine a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, acela se face asemenea Domnului. După cum a zis Ioan Teologul, vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea așa cum este și vom vedea slava lui. Tu zici că mulți oameni suferă de tot felul de nenorociri și de la oamenii răi, dar eu te rog, smerește-te sub mâna cea tare a lui Dumnezeu și atunci harul te va învăța și tu însuți vei voi să suferi pentru iubirea Domnului. Iată ce te învață Duhul Sfânt pe care l-am cunoscut în biserică. Dar cine îi ocărăște pe oamenii răi și nu se roagă pentru ei, acela nu va cunoaște niciodată harul lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi cât de mult ne iubește Domnul,
urăște păcatul și gândurile rele și roagă-te din adâncul inimii ziua și noaptea și atunci îți va da harul lui și vei cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt. Iar după moarte, când vei ajunge în rai și acolo vei cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt, așa cum l-ai cunoscut pe pământ. În cer și pe pământ, Domnul este cunoscut numai prin Duhul Sfânt și nu din știință. Chiar și pruncii care n-au învățat încă nimic îl cunosc pe Domnul prin Duhul Sfânt. Sfântul Ioan Botezătorul a simțit încă pe când era în pântecele Maicii lui venirea Domnului. Simeon Stâlpnicul de pe Muntele Minunat era un băiat de 7 ani atunci când i s-a arătat Domnul și el l-a cunoscut. Cuviosul Serafim era în puterea vârstei, 27 de ani, când Domnul i s-a arătat în vremea liturghiei, iar dreptul Simeon era la adânci bătrânețe atunci când l-a cunoscut pe Domnul și l-a luat în brațele sale. Astfel, Domnul se potrivește nouă ca să mângâie orice suflet. Iubirea Domnului se face cunoscută nu altfel decât prin Duhul Sfânt. Dar un suflet pașnic care își păzește conștiința curată, cunoaște din făpturi pe Dumnezeu că El a făcut cerul și pământul. Și aceasta e o lucrare a Harului, chiar dacă una mică. Lipsită însă de Har, mintea noastră nu poate cunoaște pe Dumnezeu, ci este neîncetat atrasă spre cele pământești, spre bogății, spre slavă, spre desfătări. Ca și iubirea lui Iisus Hristos, tot așa și pătimirile Lui au fost prea mari ca noi să le putem pricepe, pentru că iubim prea puțin pe Domnul. Dar cine iubește mult, acela poate înțelege mult și din pătimirile Domnului. Iubirea este mică, este mijlocie, dar este și desăvârșită. Și cu cât mai desăvârșită e iubirea, cu atât mai desăvârșită e și cunoștința. Îndeopște, fiecare dintre noi poate înțelege despre Dumnezeu atât cât i-a făcut cunoscut Harul Duhului Sfânt. Căci cum am putea gândi sau judeca despre ceea ce n-am văzut sau n-am auzit și nu cunoaștem? Iată, sfinții zic că ei au văzut pe Dumnezeu, dar sunt oameni care zic că Dumnezeu nu există. Este limpede că ei vorbesc așa pentru că n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă deloc că El nu există. Sfinții vorbesc despre ceea ce au văzut și au cunoscut aievea. Ei nu vorbesc despre ceva ce n-au văzut. Nu spun de pildă că au văzut un cal lung de 1 kilometru sau un vapor de 10 kilometri, ceea ce nici nu există. Și eu cred că dacă Dumnezeu n-ar exista, nu s-ar mai pomeni despre El pe pământ. Dar oamenii vor să trăiască după voia lor și de aceea zic că Dumnezeu nu există. Și prin aceasta demonstrează că El există. Chiar și la păgâni sufletul simțea că Dumnezeu există, deși ei nu știau cum să cinstească pe adevăratul Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt i-a învățat pe sfinții proroci, apoi pe apostoli, apoi pe sfinții părinți și episcopi, și așa credința cea adevărată a ajuns până la noi, și noi l-am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. Și când l-am cunoscut, sufletul nostru s-a întărit întru El. Sufletul care a cunoscut pe Domnul simte în chip nevăzut prezența Făcătorului Său și rămâne în el foarte liniștit și bucuros. Și cu ce s-ar putea asemăna această bucurie? Este asemenea celei pe care o simte un fiu iubit care se întoarce după o lungă despărțire dintr-o țară îndepărtată în casa sa părintească și vorbește pe săturate cu tatăl său, cu iubita lui mamă, cu frații și surorile lui dragi. Oamenilor, făptuire ale lui Dumnezeu, cunoașteți pe Făcătorul, El ne iubește. Cunoașteți iubirea lui Hristos și trăiți în pace și așa bucurați-L pe Domnul. El îi așteaptă la sine, milostiv, pe toți. Întoarceți-vă la Dumnezeu toate noroadele pământului și înălțați spre El rugăciunile voastre și rugăciunea întregului pământ va urca la cer ca un nor prea frumos, liniștit, luminat de soare. Și atunci toate cerurile se vor bucura și vor cânta un cânt de slavă Domnului pentru pătimirile Lui prin care ne-a mântuit. Cunoașteți, noroadelor,
că am fost zidiți pentru slava lui Dumnezeu în ceruri și nu vă alipiți de pământ, fiindcă Dumnezeu este Tatăl nostru și ne iubește ca pe niște copii dragi. Domnul cel milostiv a dat pe pământ pe Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt s-a întărit Sfânta Biserică. Duhul Sfânt nu ne-a descoperit numai cele pământești, ci și cele cerești. Prin Duhul Sfânt am cunoscut iubirea Domnului. Iubirea Domnului e arzătoare. Plin de iubire, Sfinții Apostoli au străbătut lumea întreagă și Duhul lor ardea ca toți oamenii să-L cunoască pe Domnul. Prin Duhul Sfânt se desfătau cei iubiți ai lui Dumnezeu, prorocii, și de aceea cuvântul lor era puternic și plăcut, pentru că orice suflet vrea să audă cuvântul Domnului. O minune! Chiar și pe mine, care sunt un mare păcătos, Domnul nu m-a disprețuit, ci mi-a dat să-L cunosc prin Duhul Sfânt. Dă-mi, Doamne, Duh smerit, ca să-ți mulțumesc pururea pentru că ai trimis pe pământ pe Duhul Sfânt. Eu mi-aduc aminte de El. El însuși mă ajută să mi-aduc aminte de El. Duhule Sfinte, Împărate Mare, ce-ți voi da în schimb eu, pământ păcătos? Tu mi-ai descoperit taine de nepătruns. Tu mi-ai dat să cunosc cât de nemăsurat ne iubește El. Este cu neputință de tâlcuit cât de mult ne iubește Domnul. Această iubire se face cunoscută numai prin Duhul Sfânt și atunci sufletul simte această iubire în chip neînțeles. Domnul este prin fire bun și milostiv, blând și iubitor și bunătatea Lui nu poate fi descrisă. Dar sufletul simte fără cuvinte această iubire și dorește să rămână pururea într-o asemenea tihnă. El a zis, nu vă voi lăsa orfani. Și noi vedem că într-adevăr nu ne-a părăsit, ci ne-a dat pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt de sufletul lui cunoștința în chip nevăzut. În Duhul Sfânt sufletul își află odihna. Duhul Sfânt veselește sufletul și dă bucurie pe pământ. Ce fel de bucurie și ce veselie vor fi însă în ceruri? Prin Duhul Sfânt învățăm să cunoaștem iubirea lui Dumnezeu, dar acolo ea va fi desăvârșită. Sunt un om neputincios. Am cunoscut iubirea lui Dumnezeu în desăvârșirea ei. Dar nu pot să o am. Și sufletul meu plânge în fiecare zi și gândesc mereu. N-am ajuns încă la ceea ce caută sufletul meu. Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli, atunci ei au cunoscut din experiență că este iubirea lui Dumnezeu și iubirea de oameni. Copiii mei, sufăr până ce Hristos va lua chip în voi, zice apostolul. O, cât de bucuros aș fi dacă toate noroadele ar cunoaște pe Domnul! Doamne, dă-le Tu însuți să Te cunoască prin Duhul Sfânt, așa cum ai dat apostolilor Tăi pe Duhul Sfânt și ei Te-au cunoscut pe Tine. Așa, dă tuturor oamenilor să Te cunoască prin Duhul Tău, cel Sfânt.